Apropo de Valeriu Gheorghiță, înțeleg că contrar, da, unei aparente demisii pe care ar fi trebuit să o anunțe astăzi, sau unei așa cum pe spuneți, care ar trebui să o anunțe premierul, înțeleg sau că urmează a fi promovat în locul domnului Arafat. Încearcă unii treaba asta, domnul Arafat e ca Bruce Willis, greu de ucis. E greu de ucis? Da. Dacă n-a reușit Băsescu cu toată securitatea să-l dea afară, credeți că sunt ăștia mai breși? Deci doar știți un părerea mea foc... despre Arafat și dezvăluirile pe care le-am făcut despre Arafat. Asta nu mă împiedică să admit faptul că domnul Arafat este un om foarte puternic și care beneficiază de asemenea de un sprijin extrem de puternic. Dacă mă întrebați, un sprijin care și ăla excede atât sfera civilă din România, cât și chiar România. Deci de unde vine sprijin? De undeva de afară, nu știu, de pe planeta giganților, vorba lui Valentin Stan. Deci habar nu vom vedea, dar eu, prea curând repet, schimbați. Repet, e un sprijin care l-a întors pe Băsescu și toată securitatea la momentul respectiv. E foarte interesant pentru că au căzut guverne, da? S-au schimbat miniștri, președinții de stat și Arafat a rămas. Cetățeanul ăsta e în același scaun din 2008, dacă nu mă înșel, când l-a numit domnul Eugen Nicolescu, ministru contabil al sănătății la vremea respectivă, actualmente e viceguvernator al BNR, dacă nu mă înșel.